Și o să rog pe Ionuț să ia un loc. Mulțumesc, Ionuț, aplauze, nu poți să te aplauzi. Avem și noi aplauze. Anul acesta Ionuț o să ne arate un an mai târziu cum a crescut aplicația și e foarte interesat de văzut, poate mai mult decât atât, care sunt oportunitățile de care vă aminteam și eu și de care a zis și Ionuț. Ionuț, așa că Ionuț cu Ionuț. Mulțumesc, Cristi. E prima mea prezentare într-un cadru așa larg, așa că îmi cer scuze pentru emoții. Numele stai liniștit că suntem aici vreo 50 și ceva, cu vreo 500 online. Eu ești ok. Ok, m-ai încurajat suficient. Numele meu este Ionuț Umbreș, sunt director în Raiffeisen Bank, activez în bancă de vreo 16 ani. Responsabilitatea mea curentă este legată de aplicațiile, procesele și proiectele care se desfășoară în jurul canalelor electronice ale băncii. Aș zice un job foarte interesant, sincer. Prezentarea de astăzi aș vrea să o țin pe tema Smart Mobile. De ce Smart Mobile? Smart Mobile este un canal foarte tânăr la noi în bancă. Am început dezvoltarea lui și, de fapt, prima versiune a lui a fost dată în live, să zicem, a fost implementată în live, în noiembrie 2011. Este de aceeași vârstă cu fiica mea, are 3 ani. Ce este acest Smart Mobile? Smart Mobile este un canal prin care noi oferim servicii financiare băncii, servicii financiare clienților noștri, folosind aplicațiile native din store-urile pe care le găsiți la Apple sau la Google. O să extindem, o să ajung imediat și la subiectul cu extinderea. Dar oferim acest serviciu inclusiv prin intermediul browserelor care se regăsesc pe diverse platforme care nu sunt acoperite de noi. Se poate accesa printr-un browser, de exemplu, de pe platformă Windows. Și o să vedeți o versiune de Raiffeisen Online, de internet banking, adaptată ecranului respectiv, device-ului respectiv. Smart Mobile este un canal în care e tânăr, dar noi îl dezvoltăm în continuare. Avem, în fiecare an, avem 3 release-uri prin care noi introducem funcționalități noi. Dar nu funcționalitățile noi întotdeauna ne mulțumesc. Noi ne uităm un pic și la clienți și vedem cam care ar fi și preferința lor, cam care este experiența lor, cam ce părere au despre look and feel-ul nostru, despre look and feel-ul aplicației, cam ce părere au despre utilizarea, ușurința în a utiliza aceste aplicații și așa mai departe. Deci facem numeroase îmbunătățiri și improvement-uri de-a lungul acestor 3 release-uri anuale. Hai să ne uităm puțin și la cifre. Aș începe cu numărul de download-uri. M-aș uita puțin la nivel de septembrie 2013 versus septembrie 2014. Dacă la nivel de septembrie 2013 pe Apple aveam 32.000, în jur de 32.000 de downloaduri, am ajuns la 59.000, aproape 60.000 în septembrie 2014. Pe Google Play, situația este un pic mai bună, în sensul în care dacă înregistram aproape 50.000 de downloaduri la nivel de septembrie 2013, acum am crescut și am sărit 100.000. Hai să mai vedem niște cifre. În ultimul an, 40.000 de clienți unici s-au logat cel puțin o dată. Cel puțin o dată. 20.000 de clienți unici au efectuat cel puțin o plată în ultimul an. Numărul de loginuri din august 2013 se situa undeva la 200.000. Acum am ajuns la peste 480.000 de loginuri. Și același trend am observat și în partea tranzacțională. Deci, practic, am înregistrat o dublare a numărului de tranzacții pe acest canal. Să ne uităm un pic și la, și la ratingurile pe care clienții noștri, și nu numai, ni le cotează pe cele două store-uri. În 2013, pe Google Play, înregistram un 3,81 și în jur de vreo 1000 și ceva de review-uri, dacă mi-am amintesc bine. Am ajuns aproape de 2000 de review-uri și un 4,26 din 5. La Apple, cumva, cotația este, ratingul este în jur de 3,86. Ce am făcut în ultimul an? Pentru că, ok, am văzut niște cifre, sunt îmbucurătoare pentru noi, vrem evident mai mult. Am făcut niște lucruri pentru a atinge cifrele astea. Și am adus niște capabilități și funcționalități noi pe care mi-ar place să le share-uiesc, să le împărtășesc cu voi pentru poate a vă inspira și pentru alte, în ceea ce privesc alte aplicații sau alte aplicabilități în domeniu. Am adus o serie de îmbunătățiri privind uzabilitatea.
Anul trecut am observat o dorință a clienților legată de a avea o versiune pentru tablete. La tablet, tableta are un ecran mai mare, mai generos, se pot introduce mai multe informații, vorbind de alt device. Am implementat versiuni pentru tabletele iOS și Android. Noile versiuni de sistem de operare au avut un impact pe standardele de dezvoltare. Evident, a trebuit să ne adaptăm și avem pretenția de a ne adapta de fiecare dată când un nou sistem de operare apare. Deci am adaptat look and feel-ul și graphical user interface, l-am adaptat la noile versiuni de sistem de operare. Am introdus plăți de facturi folosind scanarea codurilor de bare de pe facturile furnizorilor. Și bineînțeles, am extins, dacă anul trecut ne adresam doar persoanelor fizice, anul acesta ne-am extins și către persoanele juridice. Mă refer aici la IMM-uri și corporate. Anul 2014 nu s-a încheiat pentru noi. Și vrem să lansăm o versiune pe Windows. Va fi o versiune întâi pentru mobile, după aceea vom acoperi și partea de tablete. Curând însemnând chiar următoarele zile, vom promova o nouă versiune prin care vom extinde plățile și către alte conturi. Acum, cumva, noi facem plăți doar pe baza template-urilor care sunt definite în aplicația de Raiffeisen Online. Cumva ele sunt legate. Trendul este cumva să le facem și independente. Asta este un prim pas pentru a le face independente. Și bineînțeles, vom duce în live un design personalizat pentru anumite segmente și vom dori să implementăm notificările folosind Push Notificator. Câteva gânduri despre 2015 plus. Noi nu o să ne oprim aici cu dezvoltarea pe Smart Mobile. Smart Mobile-ul reprezintă un canal al viitorului. Noi îl vedem cumva ca un element important și chiar în nucleul ecosistemelor financiare. Deci el este o parte importantă. Vrem să dezvoltăm mult mai mult pe el. Vrem să extindem posibilitatea de plată, de plăți. Deci posibilitățile de plăți vor fi extinse pentru a acoperi toate nevoile clienților. Poate un client vrea să facă plată folosind un QR code. Fie el pe web, fie la casa de la cash register, la comercianții mari, la retaileri. Poate vrem să facem plăți către e-mail, către Facebook, către număr de telefon, către agendă. Deci este o serie și o mulțime fantastică de a extinde aceste posibilități de plată. Nu în ultimul rând, vrem să simplificăm în continuare și să îmbunătățim experiența clienților. Și nu mă refer aici numai la Smart Mobile, deci avem ambiția de a ne duce pe toate canalele electronice. Vrem să utilizăm noile facilități puse la dispoziție de furnizorii de Smart Mobile pentru a dezvolta și alte funcționalități și pentru a le pune la dispoziția clienților noștri. De exemplu, vreau să vă dau niște exemple. Ce ar fi să înlocuim password sau PIN, da, de la logare cu fingerprints, cu cititorul de amprentă. Ar fi mult mai ușor pentru client să intre în aplicație. Deci n-ar mai trebui să introducă o parolă sau un chip sau un PIN sau altceva. Ce ar fi să ne gândim la integrarea cu Voice Biometrics? Da? Deci Siri, de exemplu, știu că Ionuț nu e prea prieten cu Apple, ok, scuze pentru asta, dar Voice Biometrics poate să fie o alternativă la partea de autentificare. Ce-ar fi să facem plăți pe baza QR codului? Ce-ar fi? Deci o serie de funcționalități se pot dezvolta folosind chiar tehnologia existentă. Sunt convins că vor mai apare și alte posibilități pe care noi le vom explora în sensul de a da clientului noi funcționalități, nu neapărat fancy, să zicem, ca și gadgeturi, ci pur și simplu ca să aibă utilitate până la urmă. Vreau să mai adaug aici la simplificare și îmbunătățirea experienței clientului. Securitatea nu este pe ultimul loc. Pare să fie o contradicție de termeni, câteodată securitatea cu simplificare. Bineînțeles, am colegi în securitate care ar vrea să aibă o parolă la fiecare literă scrisă de client când face o plată. Ei, nu se poate așa și mai mult decât atât, tehnologia a evoluat. Și există deja sisteme de securitate, servicii de securitate care pot fi apelate
în spate, fără ca și ca clientul nostru să vadă ceea ce se întâmplă, fără să simtă o dificultate, fără să bage 10 parole sau să facă 7 autorizări sau... Deci există mecanisme în spate care pot să analizeze și pot să vadă care este riscul acelei operațiuni. Este un client care se loghează constant de pe același device? Este clientul același care se loghează de la același IP? Este clientul care acum îți face o tranzacție în România și imediat în 2 secunde îți face una în Australia? Asta este un hint care poate să dea aplicației, hei, stai așa un pic, hai să mai cerem o autorizare sau hai să mai cerem o autentificare, că se pare că nu e clientul nostru. Deci partea de securitate nu intră neapărat în contradicție cu partea de simplificare. Tehnologia suportă și poate să facă lucrurile în așa fel încât clientul să nu simtă partea de complexitate care există legată de securitate. Vedem mobilul ca instrument de plată complet. Aici vreau să vă arăt un film. Filmulețul nu e nou, e din 2012. Între timp au mai apărut și alte tehnologii. A apărut NFC-ul, a apărut mobile wallet. Wallet-ul este destul de prezent, destul de mult timp prezent în piața internațională. First, I'm going to start the application on my phone, and then as you'd expect, I need to authenticate myself. In this case, we're going to use a PIN. And now the application will walk me through the setup. So I'm going to choose which account I want to withdraw the funds from, and then I'm going to choose the amount. In this case, I'll choose $10. I'm going to hit the scan button. It will open up the camera on my phone, and I'll take it to scan the 2D barcode. And I will initiate the transaction. Once the transaction is completed, my mobile application automatically updates with a confirmation, an electronic receipt with my... Aceasta este o aplicație foarte simplă. Nu necesită mulți bani. Evident, există o aplicație care se instalează la nivel de ATM, care generează barcodul. Mobilul trebuie să ia legătura cu serverele băncii prin internet, deci există o legătură de date în spate. Dar totuși este un exemplu de aplicație care pur și simplu se poate face simplu. Evident că nu poți să te duci cu mobilul folosind această metodă la toate băncile, decât dacă își fac o alternativă la Mastercard sau Visa, da? Dar este o aplicabilitate. Între timp au mai apărut tehnologii. De exemplu, ATM-urile au început să suporte acele readere NFC. Deci cu un mobile wallet care este integrat, noi îl vedem integrat în aplicația de Smart Mobile și în care se pot stoca practic cardurile bancare și alte carduri de loialitate, de exemplu, da? Se pot face retrageri de numerar de pe ATM folosind NFC-ul. NFC-ul, Bluetooth Low Energy, iBeacons sunt tehnologii care sunt disponibile și se pot aplica. Nu în ultimul rând ne gândim la conceptul de omnichannel. Aici am un use case simplu și îmi place să vă referi la el. Practic, de ce există Smart Mobile și de ce credem noi că se va dezvolta? Un simplu motiv. Există o nevoie a clientului care este legată de mobilitate și comoditate, conveniență cumva. Da? Partea asta de omnichannel, hai să ne imaginăm că suntem pe fugă, în mașină, trebuie să fac neapărat o plată, sunt la un semafor, este roșu, deschid aplicația, mă autentific folosind fingerprint, încep să introduc datele tranzacției, dar se face brusc verde. Ce fac atunci? Pentru că oamenii din spate o să mă sune. Dacă aș avea un buton pe care l-aș apela și m-aș duce cu tot ce am introdus până acolo în IVR, IVR care să aibă Natural Language Understanding și poți să continui tranzacția vorbind, este un exemplu de omnichannel. Deci, practic, acest concept, încet, încet, instituțiile financiare o să îl adopte. Ok, aș vrea să finalizez cu niște gânduri despre viitor. Pentru noi este clar că mobilul va deveni o foarte importantă parte a ecosistemului nostru. Vrem să-l dezvoltăm ca atare. Vrem să acopere cât mai multe funcționalități. În câțiva ani, ținta este să eliminăm portofelul clientului. Nu portofelul clientului ca să dispare de tot, ci pur și simplu să-l virtualizăm. Adică cardurile pe care le purtăm noi în portofel
se pot acomoda de mobile wallet. Există tehnologii care sunt deja disponibile și se pot utiliza. Banii din portofel sunt, evident, se pot manipula folosind e-wallet-ul, NFC-ul, Bluetooth Low Energy și alte tehnologii pentru care permit efectuarea de plăți. Noile tehnologii care vor apare vor deschide noi oportunități, deci va trebui să ne uităm și să le exploatăm. Nu în sensul de a face gadget-uri din ele, ci pur și simplu de a crea clientului o experiență și o posibilitate de a face banking folosind acele funcționalități. Ușurința de a utiliza un foarte bun customer experience și siguranța sunt factori decisivi în creșterea utilizării acestui canal. Nu prea ne permitem să umblăm în nicio zonă. Adică nu putem face un rabat la securitate ca să facem să îmbunătățim partea de utilizare sau o bună experiență. Sunt câteva elemente care corelate și împreună susțin dezvoltarea. Dacă cumva facem rabat la una dintre ele, putem să ajungem în situații neplăcute. Nu în ultimul rând, piața și tehnologia evoluează într-un ritm care nu s-a mai văzut până acum. Deci evoluția este fantastică. Până la urmă, clienții vor fi principalii beneficiari aceste revoluții tehnologice. Noi facem aplicația și serviciile acestea le facem pentru ei. Până la urmă, ei trebuie să fie beneficiarii. Evident că acum sectorul bancar a început să aibă competiție și din partea lui Google și din partea lui Apple. Foarte bine. Competiția întotdeauna ajută la evoluție. Până la urmă, clienții trebuie să câștige și asta vom face în continuare. Întrebări la sfârșit, dacă aveți? Bun. Mulțumesc. Mulțumim, Ionuț. Aplauze pentru prima...